Acțiune. Hai. Hai că mă spur cu ceva. Nanotec. Băi, deci nu înțeleg. Pur și simplu, eu cred că baciu de aici. Nu înțeleg țigara asta, nu o înțeleg. Nu știu. Știi că e vreo 27 de lei dacă nu mă știu, nu știu cât e, dar te uiți la suc la asta și spui, băi băiatule, am dat bani pe asta? Nanotecul la grida. Uite-l, frumos, măreț, cu trup glorificat. Cât e? 27,50? 28? 26? Oricum, oricât e prea mult. Pare mult din prima, așa, fără să trag un fum. Ăla negru nu mi-a plăcut. Poate acum poate să se-mi placă. Deci ăsta e griu. Dacă nu mă știu, sunt doar două variante Nanotech, știi? Nano Design. Da, ce pachet, băi. British American Tobacco. Cam așa se ține în mână, adică ăsta recunosc, ăsta în buzunar, da, stă bine, că ăsta bagi 5 bucăți, să mor dacă nu. Bagi 3 zile. 3 zile, că la cât, la cum sunt astea, deci hai că mă apuc de treabă, da? Fac, s-a focusat cât de cât. Hai că mă apuc de treabă aici, frumos, elegant. A, mai am vorbit de astea multe pe mine, cât de astea clișe, de astea împuțite. Da. Ia, uite. Da. Hai, hai. Hai, hai și iar hai. Da. Stai acolo, stai cu mintea acolo. Stai cu minte, stai cu, uite acum vine băiatul. Uite acum vine băiatul. Și te arată marfa. Hai că arată bine așa cum le-am scos eu, cea operă de artă, să mor dacă nu. Un oper du art. Un Michelangelo ceva, uite-le. Hai că nu mai. Pac. Ia, pune focus așa. Pune. Hai, cred că l-a pus. Nu știu dacă se vede ceva, dar se mor, dar nu știu să mă apuc de ea. Nu știu ce sulă mică. Vede unde se vede chentul aici, da? Filtru lung, prea lung. E prea lung filtru pentru prea puțină marfă. Nici n-apucă să se negrească, e cu de-asta, cu gaură, cu boartă, da? Nici n-apucă să se negrească filtrul ăsta, că deja țigara e gata. Deci, pur și simplu, filtrul e aproape cât țigara, frate. Hai de capul meu. Deci e mai mult filtru, e foarte mult filtru. Țigară. Deci că dacă i-am dat foc, arde până aici, am patru fumuri, puf, gata, strână. E bun. Mama, câtă lume cere, Nanotech, Nanotech, pă, frate, băi, dar... Fiecare cu gusturile lui. Vorba aia, nu te poți ca în gusturile omului, dar câteodată, mamă, mă sperii, bă. Aoleu, dar ăsta iar mă fute la cap. Nu, e alarma, știi? Am eu niște chestii care le citesc la ore fixe. Am și eu din alea, cum le spune, subliminale, știi? Afirmații. Le citesc. Spune că le citești continuu, chiar dacă nu crezi acum în ele, cândva vei crede în ele, știi? Și eu, ca să nu uit, pun ceas să suni. Și am telefon, le citesc. Bun, hai. Nimic, nu simt nimic. Iar nu simt nimic. Putem pe izda, mătii. Iar nu simt nimic. Deci am zis, îmi face draci, nu m-am gândit. Dar cred că și am eu, am ceva cu Nanotech-ul, știi? Am niște draci. Asta e faza. Hai că îi dau forță, îi dau forjală mare, acum îi dau. Păi, dar ce-s cu astea? Tu ai ce forjală i-am dat? Tu ai văzut ce forjală i-am dat? Că s-a dus jumătate de țigară. Mai dau una, hai că mai dau o forjală puternică. Abia acum a simțit ceva. Mamă, frate, ești nebun. Există ceva mai prost de-a ta?
Nu știu dacă este mai prost dat, hai să dau un fum normal. Recunosc, n-a fost rău. Fumul ăla care l-am tras n-a fost rău. Un fum, n-a fost rău. În rest, draci mulți și Hristos și toate Dumnezeii. Hai, hai că mai dau un fum. Dar normal. Greu. Intră fum și pe nas, că nu știu cum să o iau, nu știu cum să o... Bă, asta îți trebuie școala din Anotec să mor dacă nu. Salut, vino încoace. Ce vrei să fumezi? Ce fumezi? Anotec, vino încoace. Hai să te învățăm să fumezi Anotec. Îți trebuie școală, frate, îți trebuie, că îmi intră fum în nas, nu știu de ce. Că nu știu cum să o fumez, ca să-mi... Să simt ceva și eu. Fix în nas mi-a intrat, mă. Fum de aici, din țigară. Cum dracu, acum? E bună, recunosc. E bună țigara. Uite și tu. Tot timp. Să mor acum așa să o fumez pe asta. E bună. Recunosc, e bună rău. Stai să o fumez așa să nu mai minte fum în nas. E bună rău. Recunosc. Dom'le, băiatule, chiar e bună. Treaba asta chiar e, deci... Hai că mai dau una. E bun rău. E bun rău. Adică am un ce mai serios. O fi proastă ea cum e făcută și scumpă, dar ca și cum se simte, e bun rău. Deci e exact pe gustul meu, recunosc. La gust 10, recunosc. E... Dar îți trebuie școală. Îți trebuie școală, îți rupe nasul, că ți intră fum în nas. Și se fumează foarte repede, tu ai ce fume are. Păi la început când a tras un fum de la normal, care cum se trage, cum trage un om normal că-ți fumează în fumător, știu cum se fumează o țigară. Când a tras un fum, băi, ce-i asta? Ești nebun? După jumate îți dă bine, dar până la jumate trebuie să tragi forjala să mor dacă nu. Și când după jumate îți intră fum în nas așa. Tu dai, tu și te termin, te omoară. Tu ai văzut să stai cu fața în sus. Pe gust 10, recunosc. Rar mi s-a întâmplat să-mi placă atât de mult o țigară. Rar, în halul ăsta. Recunosc. Bună în draci. E greu. Preț mare, se fumează repede. Intră fum în nas, țigara arată ca dracu. Dar la gust 10. La gust îmi place foarte mult. Compromisuri faci în viață. E ca și cum te insura cu o femeie care-i forță, știi? Un pic mai e împlinită și dai de treabă. E super de treabă, te ajută, îți face curățenie, îți face curățenie, nu numai despre asta. Te susține ceea ce ai făcut, cred că asta, susținerea asta mare în ceea ce ai de făcut tu, e pentru mine foarte important, da? Te susține în ce planuri ai tu în viața asta, știi? Se bucură pentru tine în tot ce faci tu, nu îți poartă invidie. Dacă tu ajungi undeva sus, ea se bucură pentru tine și te ajută cu orice, îți înghite căcaturile, știi? Și trece peste multe, lasă orgolul deoparte, dar în schimb, băi, cred că faci un compromis de asta, cred că îl faci. Pentru că cândva, poți cumva să îi induci subliminal să slăbească. Sau poate cândva, poate vrea ea să slăbească și se gândește, bă, hai să slăbesc un pic, știi? Hai să fac sport. Și tu, ușor, slăbiți împreună și tot așa. Așa și aici la Anotecu. Și uite așa, o familie fericită și împlinită. Așa și aici, la Anotecu. Îl înveți cu fumul, îi dai, îi faci școala, știi? Că trebuie să știi, că ești fumător din Anotec, să știi să-l fumezi pe ăsta. Ei, fumezi. Cum îi dai, cum faci, cum aia, dai pe la colțul gurii, cum o dai, cum o iei, la gust. Rupe să mor dacă nu, bă, frate, bă. Deci, rar mi s-a întâmplat să simt atât de bun. Foarte bun, recunosc. Ce notă să-i dau, bă, frate, că e prea greu, că e împuțită al dracu. Ți-am spus teoria, nu știu ce să fac. 8, 9, 10 nu-i dau, dar te-ai însmântână. Dar nu ești concept ca asta. Ce să-i dau? Băi, gata, am găsit, 8,5. Gustul e prea bun, subțiri, mici, scumpe, se fumează prea repede. Îmi intră fum în nas, nu știu să o fumez, poate eu sunt prostul. Dar 8,5 e o notă corectă pentru mine, chiar e ok.
Recunosc, pe gust rupe. Pentru mine. Băi, am spus de toate, ți-am spus povești, teorii, filozofii. Hai, ne auzim, pa!